A devenit o tradiție ca polițiștii maramureșeni să marcheze începutul de primăvară organizând acțiuni cu tematică specifică. Cu ocazia zilei de 1 martie, ei s-au înarmat cu mărțișoare pe care le-au oferit atât doamnelor cât și domnișoarelor aflate la volan, precum și colegilor de serviciu. O șoferiță s-a ales însă cu un alt fel de mărțișor. Agenții rutieri au suspendat permisul pe o perioadă de 30 de zile pentru că nu au oprit la semnalul regulamentar al polițistului. Femeia a demarat în trombă când a văzut camerele video și era cât pe ce să acroșeze un polițist. Română, aceștia prin cadran serviciu rutier. Ocazia zilei din 1 martie, din partea poliției rutiere, vreți să vă oferim un mărțișor. Mulțumesc frumos! Și să vă dorim cele mai frumoase. Mulțumim! Gânduri! Bună ziua! De partea Registratorul Român. Mulțumesc! Un an fără evenimente vă dorim. Mulțumesc frumos! La mulți ani! Ocazia zilei din 1 martie. Speriat. Să vă dorim toate gândurile bune din partea noastră. Mulțumesc. L-a speriat un pic? Ah, de un pic. Mulțumesc. Săruna, să aveți o spune. La revedere. Da. Aici și din partea Legislatorului Român, un mărțișor, o primară frumoasă și care vă agent și principal, vreau să vinci lupie. Documentele, vă rog frumos, să ne prezentați. Da, imediat. Să-mi dați, vă rog, permisul de conducere, buletinul și talonul, vă rog. Mulțumesc și buletinul, vă rog mult. Și zice, v-am oprit. Bănuiesc, că sunteți Bănuiți? Cu camerele. Suntem cu camerele. Centrala de siguranță trebuie să o folosiți în... Și dumneavoastră n-ați avut-o. Și astăzi, cu ocazia zilei de 1 martie, noi nu să vă sancționăm, o să vă oferim un mărțișor. Mulțumesc. Mulțumesc mult. La să fie cu noroc. O primăvară frumoasă tuturor. Sărmâna. Mulțumesc. Dar ce părere aveți de gestul poliției? Obișnuiesc tot mai des de 1 martie să ofere mărțișoare doamnelor de la volan și e ceva frumos. Să avem o primăvară frumoasă și un an frumos. Mulțumim la fel. Mai bine. Să rămână, agenții, vreau să luci rupier. Pe ocazia zilei 1 martie vă oferim un mărțișor și toate gândurile cele bune. Trebuie să vă și pup? Dacă nu doriți. Nu-mi plac numai bărbații cu mustață. Serios? Mulțumesc! Să mulțumesc rămâne. Mult! Sunteți impresionată? Foarte impresionată! Mă bucur, m-a speriat! Vreți să vă poate pupa? Da! După ce închideți! Să rămână! Agenția principal, vreau în serviciu rutier. Da? Cu ocazia zilei de 1 martie, vrem să vă oferim un mărțișor din partea poliției rutiere și toate gândurile bune. Mulțumesc mult! Mulțumesc frumos! V-ați speriat când v-am tras pe dreapta? Nu, absolut deloc. De ce? Că n-are de ce. N-au avut motiv. N-au avut motiv, da. Tot. Sunteți impresionată de gestul lor? Da, e foarte drăguț din partea lor. Ați mai primit mărțișoare azi? Nu, n-am mai primit. Este primul? Da, este primul. Frumos. Este primul și de la poliție? Da, chiar e primul și de la poliție. N-am mai avut când să primesc, că am primit recent permisul. Deci n-am mai avut când. Mulțumesc și eu. Bun, sărbuna! Aveți emoții astăzi? Nu. Nu? Are până la examen, atunci o să aibă, acum n-are. Totuși astăzi când tras-o pe dreapta cu mașina școală? Păi chiar că am văzut ce se întâmplă și ne-am întors la sensul giratoriu expres ca să primească și eu un mărțișor. Am înțeles, este primul mărțișor de astăzi sau nu? Nu. Nu, și domnul instructor i-a dat, cum să normal. Normal. Mulțumesc frumos, la fel, la revedere. Acum. La mulți ani, cu ocazia primăverii. Mulțumesc. Din partea rarului, un mărțișor. Mulțumesc. Și pentru cealaltă domnișoară. Mulțumesc. Și un an frumos și fără evenimente rutiere vă dorim. Mulțumim frumos. Cum se pare gestul celor de la poliție? Frumos. Foarte frumos. E primul mărțișor? Pentru ziua de azi, da. Mulțumim. E primul și eu mulțumesc. La revedere.
multe ca să vă mulțumim din partea legislatorului român. Mulțumesc. Și pentru doamna. Ne-ați speriat. Mulțumim. Ne gândeam deja ce am greșit, ce am făcut. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim. Cum vi se pare gestul celor de la poliție și reare? Foarte frumos. A spus cam sceptice când m-au oprit. Mă gândeam, sunt la camera ascunsă cumva. Camera ascunsă de mărțișor. Da, 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 mulțumim. Mulțumim, la revedere. Mulțumim. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Și pentru viitoare șoferiță, vă rog. Mulțumim frumos, mulțumim frumos, la fel vă dorim și la dumneavoastră. Doamna instructor, cum vi se pare gestul poliției? Foarte frumos, ca întotdeauna, și fiecare an. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Mulțumim, la fel vă dorim și noi. A devenit o tradiție pentru polițiștii maramureșeni să marcheze începutul de primăvară, desfășurând activități cu tematică specifică. Atenți la semnificația zilei de azi și în semn de respect și apreciere, polițiștii rutieri prezenți azi pe drumurile publice din județ au oferit conducătoarelor auto câte un mărțișor alături de cele mai frumoase gânduri și de urări de sănătate și fericire. Vă dorim tuturor o primăvară minunată alături de cei dragi! Și tot de 1 martie, atât polițiștii cât și o conducătoare auto a avut parte de un incident surpriză. O șoferiță care a fost oprită în trafic pentru a-i se oferi un mărțișor nici nu a vrut să stea de vorbă cu agenții de la rutieră, mai ales când a văzut camerele video ale operatorilor. A demarat în trombă și a ignorat semnalele polițiștilor. Un echipaj al poliției s-a dus în urmărirea ei și a sancționat-o, dar nu cu un mărțișor, ci cu suspendarea permisului pe 30 de zile și o amendă. Doamna care a condus un autoturism marca Peugeot nu a oprit la semnalul regulamentar al agentului de poliție, fiind necesară urmărirea acestea pentru oprire. A fost sancționată contravențional, iar ca măsură complementară, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 30 de zile. Activitățile polițiștilor desfășurate pe drumurile publice de pe raza întregului județ au subliniat aprecierea și respectul pe care îl poartă femeilor, dar și grija pentru siguranța acestora oriunde s-ar afla.